la un nou video. Început de martie, vremea perfectă pentru o nouă plantare de pomi. Anul trecut am plantat, cred că în final de martie, început de aprilie, puțin mai târziu decât acum. Dar e fereastră foarte bună de vreme. Sigur o să mai vină un ninsoare, două, poate și ceva îngheț, însă nu ar trebui să fie nicio problemă. Anul trecut am plantat, cred că vreo 20 de pomi. 16, 18, nu mai știu exact, undeva în jur de 20. Anul ăsta tot în jur de 20 de pomi fructifere am. Cei plantați de anul trecut au fost de la Grădina Max și s-au prins cam 90% dintre ei. Un procent extrem de bun, sunt extrem de mulțumit. Și din acest motiv colaborez cu Grădina Max și în acest an. Toți acești pomi îi am de la ei, de la Grădina Max. Las și link în descriere. Găsiți acolo de la pomi fructiferi, pomi ornamentali, tot felul de arbuști, fructe de pădure, viță de vie, cred că și pomi exotici, dacă nu mă înșel, flori, o grămadă de flori. Cam tot ce poți să pui într-o livadă și o grădină și să arate frumos și productiv în timp. Deci verificați site-ul celor de la Grădina Max, care în descrierea de mai jos, așa cum am zis, sunt la al doilea an consecutiv în care plantez pomii luați de la ei. Acum o să desfac cutiile, duc pomii în livadă, fac găurile și astăzi o să fie zi de plantat. Mai bine i-a și plouat, pământul este îmbibat cu apă, e momentul perfect pentru o așa activitate. Aceștia sunt pomiți 24 de puieți, extrem de bine ambalați, au ajuns extrem de bine atât pe curier cât și pe mașină până la cabană. În ghiveci, cu pământ, nota 10 pentru treaba asta. Alun, am doi aluni, am doi duzi, unul negru, unul alb. Stai, picioare. Așa. Am doi castani, după care am trei cireși. Cireșii s-au fel sau lipuri? Helen. Da. Am trei cireși. Am meri și peri. Hai să vedem, meri am 1, 2, 3, 4. 4 meri, 5 pruni. Și 2, 4, 6 peri. Și peri am cei mai mult. Și cam asta e, ăsta sunt pomii pe top pe primăvara asta. Al lunii și castaniu să-i plantez în cealaltă parte a grădinii, la grădina de... Fapt, al lunii nu știu dacă merg acolo. Să mă interesez un pic de specia lor, să văd dacă cresc mari sau nu. Dar castanii sigur o să-i duc în partea cealaltă, la unde am și nucii. Probabil și alunii, în rest ceilalți pomi aici, la vale de grădină, unde voi completa practic livada.
pięknie wita asta cu cartofi dulce. Incredibil. Incredibil. Cred că l-am reparat. Ar trebui să funcționeze în momentul ăsta. Am tot avut probleme cu el din toamnă. Dar nu am... E și complicat. Vezi, cei de la Moveco asigură servisul în toată țara, toată Europa, dar nu la 1200 de metri altitudine. Așa că a trebuit să mă descurc cumva singur. I-au colaborat foarte bine cu mine în toamnă, mi-au trimis și niște piese, dar probabil analiza mea n-a fost bună și până la urmă nu erau piesele alea defecte, până la urmă era o baterie defectă. Adică o baterie avea undeva la 3V, asta mai era viața ei. Nu știam că o baterie se poate descărca atât de mult. Și peste noapte am avut altă baterie, la fel. Peste noapte am ținut acea baterie pe redresor, am adus-o până pe la 13V. Celelalte baterii de pe tuk-tuk erau 12 și ceva. Și acum văd că a funcționat ok. L-am pus și l-am încărcat, după ce se încarcă full ar trebui să nu mai fie nicio problemă. Și chiar aveam nevoie de acum primăvară, pentru că am început activitățile și îmi trebuie. Sunt multe lucruri de cărat. De la lemne, pietre, pământ de la pădure, scule, mă apuc de construit căsuța în copac. De asta am cărat materialele acolo, pentru că ăsta e primul proiect din această primăvară. Prima dată o să fac platforma. O să fie o căsuță în copac, mai mult o căsuță în jurul copacului sau suspendată lângă un copac, pentru că o să pun patru picioare, patru piloni de lemn pe care voi construi o platformă, pe care voi construi căsuța propriu-zisă. E un proiect pe care îl așteaptă copiii mei de foarte mult timp și nu vreau să-l mai amân, mai ales că am 96 de materiale necesare. Și acolo, la locul de pentru căsuță, chiar o să am nevoie să car tot felul de chestii. De exemplu, azi mă duc să dau găurile, îmi trebuie burghiul de pământ și tot o să am nevoie să plimb scule, unelte. Iar tuk-tuk-ul e foarte practic pentru chestia asta. Ce niște ceapă plantată anul trecut. Foarte mică, dar cred că aici stă cu iarbă. Era aici niște usturoi plantate anul trecut.
mai au mâncare. Deci aici au mâncare. Aici au mâncare. Încă nu mai au mâncare, dar mai au rame de mâncare. Oho, stau bine. Asta chiar are o grămadă. Vești nu prea bune de la stupi. Am intrat cu două familii de albine în iarnă și am ieșit cu una. Stupul ăsta l-am găsit gol. Nu-i urmă de albine, nici măcar albină moartă. Iar ramele spline cu miere, cum erau în toamnă. Nici nu am apucat să mănânce prea mult. Nu am idee de când au dispărut albinele din stup. Și ce s-a întâmplat? Pur și simplu nu înțeleg cum au dispărut albinele. Ar fi o variantă cu varoa. Să se fi îmbolnăvit, să fi avut păduchi. Dar de ce a avut doar stupul ăsta și ăsta nu? Păduchii ăștia se ia de la o albină la alta. Și aici nu aveau de unde să ia decât între ele, între ei stupii. Foarte strani. Și oricum, în iarnă n-ar fi plecat. Unde se plece în iarnă? Pe frig, pe astea? Straniu. Ăsta, în schimb, are hrană suficientă. Când am văzut că ăsta e gol, am zis că ok, mai iau din ramele astea cu miere și le mai pun celorlalte albine, dar astea văd că au hrană, zvioaie. E ok. Puțin dezamăgit. De fapt, mai mult dezamăgit, nu puțin. Pentru că an de an tot pierd câte o familie de albine. La începutul toamnei aveam 3 familii. Una a rămas fără regină, am unit familia fără regină cu altă familie și acum exact stupul ăla a dispărut deodată. Da, sunt un pic descurajat. Bine, am fost descurajat de mai multe ori de-a lungul ultimilor 2 ani, dar acum sunt mai descurajat legat de albine. Nici nu vreau să tot aduc stupi, să aduc familii, să dispară, să le chinui. Nici varianta asta nu-mi place deloc. Pe de altă parte, nu știu ce o să fac. Eu cam dată merg înainte cu stupul ăsta. Asta e. Na, nu, e greu de tras o concluzie. Rămâne de văzut ce o să fac. Da.
uite cum îți dau gol. Thank you.